Bună dimineața, prieteni! Sunt aici pe aceste meleaguri. Am venit să fac o poză, două, dar am făcut foarte multe. Deci, peisajul este frumos aici în sălbăticie, dar mai avem și maneliști în zare, care de azi dimineața de la 7 s-au trezit cu muzica în cap. Păcat de locul ăsta frumos, că nu putem să ne bucurăm de prea multă liniște sau de auzitul ciripitul păsărelelor, că nici ele nu se mai aud. Au fugit și ele. Altfel erau foarte multe. Ciripeau așa de frumos, dar se pare că nu avem nicio șansă să le ascultăm. În schimb, am venit să fac câteva cadre, să le numim, din acest peisaj frumos și să auzim sursurul apei. Da, foarte frumos. Și să mergem la domnul Manu, că eu cred că i s-a făcut loc de mine. Sau o crede că m-a mâncat ursul și a scăpat de mine. Păcat. Păcat că nu ne putem bucura de liniște. Ne-am dus cât de departe am putut de ei, dar se pare că tot se aude. Cred că au o boxă de aia mare, îmi scap acum cum se numește, dar să vedem și partea bună a lucrurilor, că mâine va fi mai rău. Da. Au înfrunzit și pomii, pentru că e primăvară, dar e foarte frig. Dar nu-i nimic, suntem obișnuiți cu frigul. N-am fost niciodată în aprilie plecați cu rulota, dar e frumos. O să vedem la noapte cum e. Băgăm căldură, avem căldură. Da, e frumos. Păcat că mâine ne întoarcem la București, în ziua de Paști, pentru că nu avem liber. Mai mult. Dar trebuie să mai mergem și la muncă. Față de alții care o bengăne pe aici cu muzica. Că probabil au 4 zile. Noi n-avem. Noi trebuie să muncim. Și o să muncim, nu? Ce să facem? Uite și un braț frumos. Îi facem și lui o poză. Că la câte am făcut pe aici, la floricele frumoase am găsit. Trebuie să merg și în partea cealaltă, la rulotă, să vedem ce mai găsim. Uite, și aici e o floricică frumoasă, sau nu știu, ia să o vedem. Ce frumos se vede, pentru că a plouat și este verdele crud, după ploaie. Wow!